Gata, ne apropiem la magazin. Ce cumpărăm? Eu zic să cumpărăm un tort. Ce? Tort? Mirem, este prea scump. Ce noi facem bani cu ciocanul? Este prea scump pentru noi. Dar ce? Te vei duce în casa nouă cu biscuiți? O, bună idee! Biscuiți vom lua. Eu zic tort. Dacă cumperi biscuiți, du-te singură și cumpără. Bine, mă duc. Mai bine de banii aceștia îmi cumpăr haine noi. Miriam, privește ce am luat eu. Am luat iată așa biscuiți și un mărțișor. Cătălina, mai bine tort, serios. Și așa mărțișor simplu? De ce simplu? Costă 8 lei. Felicitări cu noua locuință, draga mea. Privește, ți-am adus aici un mărțișor și biscuiți. Mă pregăteam să fac un ceai. Dar unde este Miriam? Înțeles că vine și ea. La Miriam s-au schimbat planurile. Îmi pare rău, eu și pe ea o așteptam. Bine, fac repejor ceaiul. V-am pregătit un ceai din fructe. E tare delicios. Gustă biscuiții, îți plac? Și mărțișorul să-l port. Te rog să mă ierți, dar eu mărțișoare nu port. Biscuiți pot să gust. Ce mă bucur că ai venit! Să ai poftă! Ierne, salut! Cu părere de rău am uitat să-ți cumpăr ceva. Altă dată, bine? Îmi pare rău, nu am știut că el se va supăra. Totul este bine, nu-ți fă griji. V-am mâncat biscuiți. Sunt gustoși. Sunt gustoși? Îți plac? Frumoasă casa ați făcut! Bine, eu mă duc, mă grăbesc. Te aștept mâine la noi să o vezi și pe Miriam, să bem ceai. Bine? Pa, pa! Pa, pa, Ernest! Ce? A fost prieta ta în ospeție? Ce ți-a adus, bun? A adus biscuiți. Dacă vrei, poți să mănânci și tu. Chiar acum am plecat, câteva minute. Biscuiți doar? Interesant. Dar tu ce ai vrut să-ți aducă? Eu sunt mulțumită și de biscuiți. A adus omul ce a avut. Dacă nu mai au și prietenele tale bani, ai văzut cu ce mașină umblă? Nu înseamnă că dacă are o mașină scumpă, are și bani întotdeauna. Omul trece prin diferite etape ale vieții. Eu le înțeleg și nici nu vreau să mă judec. Sunt bucuroasă și de ce îl biscuiți. Apropo, mâine mă duc la ele în ceai, m-au invitat. Eu ți-aș spune să fii atentă cu prietenele tale. De exemplu, ieri la restaurant le-am văzut că mâncau mâncare foarte scumpă. Dar ca să te convingi ce prietene ai, mâine du-le și tu biscuiți. Eu cred că tu exagerezi. Voi lua și eu biscuiți așa mai simple. Nu cred că va fi o problemă. La noi prietenia este sinceră. Fetițele mele, prietenele mele, uitați-vă ce v-am adus eu. Am venit la un ceai. Repejor, puneți ceaiul. Uitați-vă ce biscuiți gustoși. Știi, tu ai venit într-un moment nepotrivit, noi cam ne grăbim, trebuie să ne ducem în oraș să cumpărăm ceva, așa, Miriam? Da. Fetelor, voi serios? Eu degeaba am fost la magazin să cumpăr biscuiții? Bine, dar mă duc acasă, nu vă rețin, sunteți așa ocupate. Bine altă dată, îmi pare rău pentru deranj. Cătălina, care oraș? Miriam, ne ducem în oraș și gata, decât să stăm la ceai cu așa biscuiți. Aha! Dar tu la ea cu ce biscuiți ai fost? Dar ce, nu au fost buni? Păi și ea s-a gândit că aceștia sunt buni. Putea să vină la mine cu un tort, nu cu biscuiți. Ceea ce vrei să-ți facă ție oamenii, fă-le și tu la fel. Da, Miriam, nu m-am gândit la asta.